Bună ziua, copii! Vă propun să completați următorul enunț. Alegerea unui animal de companie nu este un lucru ușor, dar cu siguranță acesta... Exprimați-vă opinia și, bineînțeles, ascultați și părerile colegilor. A fost alcătuită o listă cu 7 dintre cele mai alese animale de companie pentru copii. Ce animale credeți că sunt scrise? Puteți opri filmarea și să vă verificați. Iată și cele 7 animale notate pe listă. Tu câte ai scris? Pești, broască testoasă, păsări, rozătoare, pisici, câini, iepuri. Vă propun jocul Fă un pas înainte dacă un enunț vi se potrivește sau cu care sunteți de acord. Vă aliniați la linia de start în spatele clasei și înaintați un pas astfel încât să ajungeți în fața clasei. Dacă un enunț nu vi se potrivește, rămâneți pe loc. Puteți opri filmarea până toată lumea este aliniată la start. Ascultați cu atenție enunțurile mele. Să pornim! Animalele de companie ne oferă dragostea și devotamentul lor total și necondiționat. Am un câine ca animal de companie. Am o pisică drept animal de companie. Nu am încă un animal de companie, dar îmi doresc. Nu am încă un animal de companie, dar nici nu îmi doresc. Am o broască testoasă ca animal de companie. Am acasă un acvariu cu pești. Nu am încă un animal de companie, deoarece părinții nu sunt de acord. Nu pot avea niciun animal de companie, deoarece sunt alergic la părul de animale. Îmi doresc un animal de companie de ziua mea. Persoanele care au animale de companie trebuie să fie oameni responsabili. Jocul s-a terminat. Uitați-vă în jur și observați cât de departe sunteți de la linia de plecare. Discutați cu colegul de bancă despre modul în care aveți grijă de animalul vostru de companie. Urmăriți planul de întrebări afișat. Puteți opri filmarea. În cazul în care nu aveți încă un animal de companie, povestiți colegului ce animal vă doriți. Vă propun să citiți următoarea povestire despre un copil care își alege un câine în urma unui anunț din vitrina unui magazin, cățeluș de vânzare. Citiți textul. Puteți opri filmarea. Citiți continuarea povestirii. Puteți opri filmulețul. Răspundeți la cele 3 întrebări afișate. Puteți opri filmulețul. Vă propun exercițiul în papucii personajului. Continuați enunțul. Dacă aș fi fost în locul vânzătorului, dacă aș fi fost în locul băiatului, dacă aș fi fost în locul cățelușului adoptat, lăsați imaginația să zboare și exprimați-vă opiniile.
Sunt convinsă că ați citit cu emoție întâmplarea Cățeluș de vânzare și vă invit să vă gândiți la un alt titlu potrivit textului și, de asemenea, să realizați un desen care să ilustreze povestirea citită. Pe curând!